Bună seara, dragii mei! Sunt Dorotera cu o nouă etalare pentru cei cu Soare, Lună, Venus, Ascende, Nodul Nord în Scorpion. Etalare pentru martie 2021. Chiar dacă etalarea vine cu o mică întârziere, sper să merite așteptarea. Ideea este că dacă voi vreți să o încadrați la fix 30 de zile, puteți să o trimiteți până în 7 aprilie. Dar eu zic că întotdeauna, eu așa știu din experiență, că etalările se pot manifesta mai mult de o lună de zile. Mesajele le primim acum și variază timpul de manifestare de la personaj la personaj, în funcție de situația voastră, de cât v-ați făcut curățările energetice, ce vreți să manifestați, cât de clar sunteți și așa mai departe. În primul și în primul rând, înainte să încep etalarea, vreau să vă transmit niște mesaje. Poate pentru unii doar acestea sunt valabile. S-a arătat diavolul. S-a arătat diavolul, urmat de soare, urmat de 5 de spade, apoi moartea, scorpionul, să zicem, și regele de spade. Aș avea mai multe mesaje în ideea că din seria clarificatorilor a venit balanță, 3 de băte și regele de monede. Pentru unii, simt că puneți capăt, voi scorpionii, unui conflict mental și de forță dintre voi și ori un capricorn, ori cineva cu planete în capricorn sau cineva cu planete în semnul leului sau capricorn și leu. Probabil că aveți niște discuții unii dintre voi, discuții în legătură cu o chestiune care necesită transformare. Orice poate să fie transformarea, poate să însemne de fapt renunțare la ceva, la casă, la o roată de mașină, la niște obiecte, la un teren, la orice, și atunci să aveți de discutat, discuții, negocieri și să mergeți pe la notar, avocat, să faceți această transformare, această negociere. Pentru unii, și avocatul este prezent și prin această justiție, iar 3 de băte discuții și, eu știu, banii pe care meritați să-i primiți în acest sens. Un mesaj. Al doilea, probabil că unii dintre voi, pentru că este cuadratură Scorpion și Leu, aveți niște discuții destul de intense sau ați avut, da, mai bine zis, ați avut. Ați avut cu cineva un leu, nu toți leii sunt așa toxici, dar cineva cu marcaj puternic în leu și în semne de aer. Și în Capricorn, eventual, în sensul că este un personaj care vrea să aibă controlul, care vă ține într-o energie extrem de negativă, dintr-un ego. Probabil este genul de narcisist sau o legătură karmică de care ar putea să fie de familie profesională, nu contează, dar care vă ține într-o atmosferă foarte toxică. Dorința de control, dorința de a domina, mental, fizic, energetic, poate chiar vă și suge de energie. Și aici sunteți voi, scorpioni, și trebuie să puneți capăt acestei situații. Cu or fi planete în Capricorn sau în Leu sau în semne de aer, variază. Ideea este că acest personaj își dorește cu orice chip, 5 de spade, asta înseamnă uneori, își dorește cu orice chip victoria, nu contează dacă minte, dacă joacă mental, își dorește cu orice chip să vă lege, să vă țină într-o stare negativă, își dorește cu orice chip să strălucească mai presus de voi. Și voi, scorpionilor, ce aveți voi acolo, lună, că sunteți foarte intuitivi, soare, Venus, repet, se face cuadratură, puneți capăt acestei situații. Și în primul și în primul rând, cum puneți capăt? În primul rând, manifestați claritate mentală. Dacă înțelegeți, este trezirea voastră pe de-o parte, este trezirea voastră că ați fost ținuți prin jocuri mentale într-o situație karmică extrem de toxică. Și acest soare poate să însemne trezirea voastră, chiar dacă nu-i semnul leului, dar am zis variante pentru unii, pentru alții. Această trezire vine cu, sau transformare, vine prin energia pe care unii dintre voi trebuie să o manifestați. Regele de spade poate să reprezinte, știți, ascultați videoclipul cu totemul, cu vulturul, poate fi transformarea scorpionului care după ce
a stat în aceste energii tulburi și super, super toxice, trebuie să renască, trebuie să renască, să se ridice deasupra nămolului, al noroiului terestru și să se ridice cât mai mult până la nori. Este un semn de aer. În ce sens? Varianta a doua a scorpionului este reprezentată de simbolul vulturului sau uliului. Trebuie să vă ridicați mental, să vă detașați mental și să vă regăsiți principiile, claritatea mentală, autoritatea. Vorbiți mai puțin și când spuneți, spuneți la obiect ce aveți de spus. Unii poate chiar consumați-vă mai puțin, că scorpionii au această tendință, dar când se detașează, se detașează pe veci, pe veci, vă zic din experiență, de cei care i-au ținut în această energie. Și acest rege de spade, poate să repet, să însemne pentru unii claritatea voastră mentală manifestată ca și justiție divină deasupra acestei situații. Și odată ce manifestați această claritate și înțelepciune și viziune și o precauție în felul în care vă exprimați adevărurile, principiile, tot, autoritatea, o precauție pentru că e spada în jos, da? Vă atrageți justiția divină și nu doar atât, vă atrage, justiția divină vine cu un spor de bani pe care l-ați așteptat, pe care îl meritați, pe care îl puteați avea de mult, era în zare, dar nu s-a manifestat din cauza acestor energii toxice. Pentru unii poate chiar un semn de aer să vină, nu obligatoriu, dar posibil. Am zis că poate să fie un avocat, notar și să aveți niște discuții legate de acte și să aceste discuții să vă aducă un spor pe care îl așteptați de mult. Un spor. Dacă nu sunt aceste situații, posibil, nu obligatoriu, dar posibil pentru unii să apară un semn de aer, posibil balanță, da, care să vă ofere stabilitate, după ce s-a așteptat și din partea lor și din partea voastră până s-a rezolvat o situație. Interesant că la balanță, ca și energie exterioară, a apărut scorpionul. Dacă aveți de-a face, ia uite. Deci se dorește, da, manifestarea într-un mod neașteptat a unui nou început, a acestei echilibru, a acestei justiții divine, după ce au fost niște dezamăgiri. Și în viața lor și în viața voastră, poate tot ce, poate chiar acest semn de aer trece prin aceste transformări. Că treceți voi, că trec ei, iar variază poate și unul și altul. Interesant, repet, este că la energia exterioară a apărut scorpionul, care tot așa era ce vreau să zic? Încerc să găsesc cuvântul. După o transformare dintr-o energie negativă, după un capricorn sau după o energie de asta extrem de toxică, diavolească, narcisistă, da, au fost niște chestii și era și un rege de bâte acolo. În fine, haideți să vedem scorpionilor. Dragii mei, scorpion, soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord în scorpion. Martie 2021. Era să zic post-traumatic. E un traumatism emoțional pe care l-ați experimentat unii dintre voi în acea legătură karmică. Poate să fie și de familie, da? Foarte toxică. Acum, scorpionii. 7 de monede. O, ce frumos, regele de cupe. Sunteți voi sau altcineva care e dispus să vă ofere dragoste adevărată? Dar hai să vedem mai întâi. 8 de cupe. Interesant că și la balanță tot în aceeași poziție a fost 8 de cupe. 9 de cupe. Frumos. Viitor îndepărtat. 8 de cupe. Îndepărtat poate să fie și un an, și 2, și 3, și 10. Apropiat, iar variază în funcție de voi. 9 de cupe. Viitor îndepărtat. Nebunul. Interesant. Nebunul. În prezent aveți temperanța.
Sfatul 10 de bute, renunțați la acel semn de foc eventual sau responsabilități exterior. 8 de spade. De ce vă este teamă de faeton? Ce vă doriți 3 de bâte și ce reușiți să faceți? 5 de... frumos! 5 de monede cu asul de bâte. Puneți capăt acestei situații. Da, vindecați. Vindecați. Și vine soarele și bucuria, probabil mai prin aprilie. Interesant. După cum văd cărțile în viitor, este posibil să aveți două semne de foc sau două personaje cu marcaj în semnul leului. Cineva din trecut care s-a manifestat toxic, cum a zis la începutul etalării, dar pentru unii poate acest personaj să aibă o pasiune intoxicantă, obsedantă față de voi. Cred că este un... Deci ce era Capricorn, era diavol, soare, 5 de spade, moartea și regele de spade. Posibil pentru unii, acest personaj are o atracție extrem de puternică față de voi, că doar sunteți scorpioni, într-adevăr, și atrageți și leii atrag și scorpionii atrag și există un magnetism între voi. Probabil că aveți planete, aveți aspecte legate de Marte, de Pluto, poate chiar și de Lilith. Și atunci, în acest context, cum văd cărțile acum și cum au fost mai devreme, chiar dacă nu s-a manifestat în viața voastră ce am zis mai devreme, deși cred că în viața unora s-a manifestat, acel mesaj nu ține musai de trecut, ține de prezent viitor. Acest personaj, soare, clar, cu planete în semnul leului, vrea să vă ofere o dragoste, vrea să vă ofere pasiune nebună, nebună, nebună. Cu cavalerul de bâte, dar ideea este că are și dragoste. Are și dragoste, are. Însă este foarte marcată de atracția pe care o simte față de voi. Și atunci sfatul ar fi ca voi să fiți în acel rege de spade, să fiți un pic mai calmi, collected, cum se zice în engleză, mai adunați, ca să puteți face față acestei energii. Astea le pun deoparte deocamdată. Interesant, ia uite, 3 de cupe invers. Am zis că totuși renunțați la un triunghi care, repet, nu e obligatoriu să fie amoros. Poate să fie și în familie, poate să fie și la locul de muncă. Poate să fie și un job, în sensul că dacă nu-i coleg, este job sau responsabilitate în plus care vă distrage atenția de la voi și perechea voastră sau voi și manifestarea perechii voastre. Renunțați la, vă eliberați de un triunghi, de orice natură ar fi el. Vă rog, nu-l luați doar ca fiind amoros și vreți să renașteți. Deci, până la urmă, și primul mesaj este valabil. Vreți să renașteți pentru că în trecut... Da, cineva v-a jucat mental. Cineva din copilărie. Cu care aveți o karmă puternică. V-a jucat mental, a încercat să vă creeze niște confuze și niște iluzii. Zic din copilărie, zic că poate să fie din familie, poate să aibă și legătură cu mama voastră. Sunt foarte multe posibilități. În fine, e o situație. Și am zis că triunghi poate să fie și în familie și oriunde.
E o situație de care ar trebui să vă vindecați. Da? Să vă clarificați mental ce s-a întâmplat. Și să renașteți. Poate chiar ați fost și bolnavi. Dar trebuie să renașteți și eliberându-vă de acest triunghi, orice ar fi repede cât ori pot, intrați înspre doi, doi de cupe, va atrage sufletul pereche, pe care nu l-ați putut manifesta datorită unor situații toxice. Tipic scorpionilor, că așa se întâmplă, da? Că da, e scorpion. Să treacă prin iad ca să ajungă în rai. În rai fiind acea variantă, vulturul despre care am vorbit, și în rai ajunge cum? Prin vindecări, prin băi de curățare, ascultați prezentarea de la lună plină, băi de curățare, am zis corect, da, echilibrare emoțională, energetică, comunicarea cu îngerii voștri, asta aveți în prezent de făcut, aveți răbdare, vindecați-vă, am zis și la balanță, poate aveți acolo planete, vindecați-vă ca să vă atrageți fericirea asta. Aproape intoxicantă. Da, bine, ce scorpion și-ar dori jumătăți de măsură? Dacă e diavolul, dacă e atracție sexuală atât de puternică, chiar nu vă deranjează, chiar vă face plăcere. Dar totuși, repet, de câte ori pot și vă aduc aminte că am spus de multe ori, temperanța este singura care vindecă acest diavol. Da? Este arhanghelul Mihail, zic unii, cel care învinge diavolul, știți icoanele ortodoxe, da? Și Arhanghelul Mihail vă ajută să vă vindecați și să comunicați cu temperanță, cu înțelepciune, pe o vibrație înaltă cu acest viitor partener, că văd eu un viitor, ce este. Și eventual să-i vindecați pe ei de un stil de a fi un pic cam prea intoxicant, să zic așa, elegant. În fine, cred că iar o să fac o etalare lungă, ca și la balanțe, deși aș vrea să fiu mai la obiect. Central aveți în sufletul vostru, așteptați de mult timp ceva, munciți în sufletul vostru, pentru că asta înseamnă muncă, 7. 7 de monede. Munciți în grădina voastră, practic, ca și mine, că a venit primăvara și ne aranjăm florile și, eu știu, viitoarea cultură. Poate un pic obosiți, dar este 7 dinainte de 8. Este relația voastră cu cei apropiați și sunteți un pic obosiți în acele relații de familie, profesionale, ce or fi, pe de-o parte. Dar știți că mai e un pic până la transformare, până la 8. Mai e un pic. Dați-vă un pic timp de vindecare, de liniște, de pauză, de meditație ca să intrați în acel 8. Însă, pe de-o parte, interesant, simțiți că e inima, simțiți că trebuie să fiți precauți cu banii și să investiți corect în niște chestiuni care vă vor aduce stabilitate la un moment dat. Pentru că treceți prin această perioadă destul de obositoare, pentru că nu este ușor să te transformi și nici să te eliberezi de niște lucruri toxice. Nu, nici eliberarea nu vine ușor. Dar provocarea este să vă păstrați controlul emoțional. O să și clarificați, să vedem ce așteptați. Eu acum fac o interpretare simplă. Să vedem ce așteptați. Dar provocarea este să fiți în control, să vă păstrați dragoste față de voi, stimă față de voi. Sufletul vostru să primeze totuși că sunteți semne de apă, că sunteți lună, Venus, ce aveți, dar sufletul, emoțiile sunt mai importante decât nevoile materiale totuși. Și se pare că în ultima vreme ați înțeles lucrurile astea. În trecut, am zis că și la balanță a apărut, probabil că aveți planete, ori ei, ori voi, asemănătoare. În trecut v-ați îndepărtat de personajele care nu v-au adus satisfacție emoționale. Ați căutat să mergeți către 9 și ați ajuns de la 8 la 9. Ați învățat că satisfacția personală este mai presus decât ceea ce vă oferă X sau Y, da?
Și aici este provocarea să ajungeți la dragoste față de voi. Și așteptarea poate să însemne și această călătorie în care voi ați mers, ați așteptat, a trebuit să aveți răbdare până să găsiți a noua cupă. A noua cupă care este, vă reprezintă pe voi, dar într-o altă variantă, undeva astrală, variantă spirituală, luminoasă, înțelegeți? Am zis, v-ați îndepărtat de ceva și în ultima vreme ați început să vă recăpătați speranța, credința, este steluța, varianta minoră a stelei, că va fi bine și pentru voi. Și aveți în continuare răbdare și temperanță și 7 de monede, amândouă vorbesc despre răbdare. Însă în această carte mult mai frumoasă, temperanța arată și cum lucrați la nivel emoțional, spiritual, energetic cu voi. Și în viitorul îndepărtat, care fi acela, că o fi la sfârșitul lunii, că o fi luna viitoare, că o fi cine știe când, apare acest nebun. Apare încrederea, lumina, da? Lumina pe care ați căutat-o și o găsiți, o simțiți deja, o aveți în voi, în prezent, o aveți, că e în prezent. Lumina, încrederea că Dumnezeu vă susține într-o nouă direcție, într-o nouă direcție. Probabil că pentru cineva, iar vine cineva cu marcaj, ori voi aveți marcaj în săgetător, ori ei au marcaj în săgetător, eu știu ce. Săgetător, leu, berbec, în fine. Dacă asta vă ajută. Dacă vă ajută. Dar eu nu v-aș sugera să vă blocați pe zodii, pentru că variază de la om la om. Sfatul este să renunțați la acele responsabilități, să renunțați la lucrurile care vă consumă ca să vă dați timp de vindecare, de relaxare, băi, de relaxare. Pentru că mai aveți mult de călătorit. Temperanța e săgetător, da? Și săgetător înseamnă călătorie. Mai aveți mult de călătorit. Acest 9 de cupe e doar o stație în această călătorie de creștere spirituală. Și s-ar putea să mai aveți cu altcineva de călătorit. În fine. Deci sfatul este să renunțați la responsabilități. La acele responsabilități care vă înconvoie și vă consumă mai mult decât e cazul. Ce interesant! Responsabilități care vă țin departe de castelul în care ar trebui să stați. Vă ar trebui să fiți aici, într-un castel cu partenerul vostru divin și stați, pierdeți timpul și energie cu alte responsabilități, cu alți oameni, repet, poate să fie și familie. Exterior, 8 de spade, cineva se gândește la voi obsedant și nu găsește soluții cum să manifeste ceva. Rămâne de văzut, o să clarificăm. De ce vă este teamă de faeton? Știți că faetonul merge către stea. Steaua, am zis că este luță. Voi aveți încredere totuși, dar probabil că această așteptare uneori vă deprimă. Cât timp mai am de așteptat? Când o să-mi găsesc steaua? Că de fapt faetonul merge către stea. Ah, interesant. Faetonul reprezintă și mașina. Poate vreți să schimbați ceva referitor la mașina voastră. În fine, unii dintre voi. Sau știți că trebuie să călătoriți. Am zis, da, interesant, am zis că temperanța înseamnă săgetătorul. Da, trebuie să aveți răbdare să vă vindecați, pentru că mai aveți mult de călătorit. Și faetonul ăsta reprezintă călătorie, da? Destinul vostru încă are multe de arătat, de relevat. Nici nu știți ce vă așteaptă. Sunt surprize. Interesant, mă mir că n-a apărut turnul. Dar deja ce se vede aici e o surpriză. Da? Ce vă doriți 3 de monede? Să munciți. Să munciți pentru construcția voastră. 7 și cu 3, 10. Da? Vreți o relație, vreți un partener care să construiască, nu doar voi să munciți, da?
Vă doriți să vă transformați, iar este arta aici, să vă transformați viața. Ce reușiți să faceți? O să clarific. Ce reușiți? 5 de monede. Posibil pentru unii, simt așa după cum arată, să vă găsiți un partener sau să vină un partener, pentru că după 5 de bâte apare asul de bâte. Și uitați, interesant că este bâta chiar aici între voi doi. Să apară un partener care să vă susțină în această transformare, în tot ce aveți voi de făcut. Un partener, posibil semn de foc, dar nu obligatoriu, marcaj. Dar cineva care vă dă viață, vă susține. Pentru că voi renunțați la ceva și vă este greu și apare. Dumnezeu vă dă, pentru că aveți credință și vă rugați, că asta faceți, vă dă. Vă dă, ca răspuns la rugăciunile voastre, Mura, te rog frumos, stai cu minte, un partener plin de viață, de încredere, da, care vă ajută să vă schimbați energia. Și nu doar financiar, ci și energetic, pentru că ați fost trădați. Posibil și ei au fost trădați și renunțați amândoi, amândoi sunteți druncinați de viață și începeți ceva, ceva nou. Există o atracție extrem de puternică între voi și acest personaj care apare. Și repet, diavolul poate să fie energia din trecut și din trecutul vostru și din trecutul lor, dar poate să fie și această atracție extrem de puternică dintre voi, iaute, cavalerul de bâte și asul de bâte și diavolul. Aproape obsedantă e atracția asta. Ce să mai... Dar, repet, și vedeți și voi, în spatele acestui cavaler de bâte, totuși, asul de cupe, acest personaj o poate vindeca, vă poate aduce... cel puțin o perioadă fericirea, asta își dorește, să strălucească în viața voastră, da? Și să simțiți că trăiți, să simțiți că trăiți, după cine știe cât timp. Ar putea să fie chiar acest rege de cupe pentru unii, dar... care la început se va manifesta mai degrabă ca un rege de bâte și apoi o să simțiți și emoțiile și dragostea adevărată. Probabil că este genul de personaj care până nu simte sau nu vă atinge și nu simte energetic acel ceva special pe care îl simte doar cu voi, nu poate să ofere emoțiile pe care le simte. Știți? Înțelegeți ce vreau să zic. Dar hai totul să clarific. Ia uite, moartea. După niște situații dezechilibrate, da? După o situație în care a trebuit să faceți multe sacrificii, ca să schimbați ceva. Interesant. Văd în secret o dragoste. În secret o dragoste. Marea preoteasă, asul de cupe. Ia uite, același cavaler. Probabil că a ținut secret această dragoste. Acest personaj. Posibil. Și acum vrea să schimbe această... are această revelație. Vrea să schimbe energia. A ales să ofere... să vă ofere vouă, scorpionilor, ajutor, chiar financiar, că e 6 de monede și voi aveți 5. Posibil, posibil. Oricum, simt că energiile sunt pozitive. Clarificăm, cineva vrea să vină să împărtășească emoțiile, niște emoții față de voi. Da, chiar vrea să comunice adevărul și să spună ce simte. Dar... să clarificăm. Clarificăm 7 de monede, te rog frumos, centra. 7 de monede. Asul de spade.
Iar discuții probabil legate de moșteniri, de bani, pentru unii, poate la job, poate în casă, iar variază. Pentru unii, așteptați de mult timp o victorie, de orice fel ar fi. Așteptați o clarificare de situație. Ca să puteți să vă manifestați destinul. Aici sunteți voi. Sau un alt semn de apă, dacă vreți. Posibil pentru unii să fie și un semn de apă. Alt semn de apă. Deci, așteptați o victorie de mult timp, clarificare, discuție cu cineva. Regele de cupe. Clarificăm regele de cupe. Regele de cupe. Uf. Da. Regele de cupe este un personaj care a fugit din viața voastră. Deși v-a văzut valoarea, a văzut cât munciți, a văzut multe lucruri, v-a văzut valoarea și totuși a fugit din viața voastră. Și acum vrea să vină regele de cupe. Aici este provocarea, îl mai primiți. Și când zic asta, regele de cupe, cavalerul de cupe, nu dau musa exodii, este un personaj care ține la voi. Repet, v-a văzut valoarea, v-a simțit, are sentimente față de voi și totuși la un moment dat a fugit. Probabil ar putea să fie chiar acest personaj 8 de cupe. 8 de cupe care a fugit. Interesant este că, da, apare nevoia clarificării după ce cineva a mințit. Sau a sabotat un potențial. Regina de monede e un potențial de relație de lungă durată, stabilă, da? Regele de cupe și regina de monede. Aveți un potențial superb, da? Și totuși cineva a sabotat acest potențial din niște motive. Ați așteptat această clarificare. Și o așteptați în continuare. Să vină personajul, nu cu cupe, nu vă interesează cupele. Vreți să aflați adevărul, de ce a plecat, de ce nu s-a manifestat această dragoste adevărată. Da? V-ați întâlnit noaptea și, pe urmă, brusc, s-a întâmplat ceva. În fine, ia uite, justiția, probabil cu marcaj în semn de balanță, nu neapărat balanță, dar cu marcaj. Sau această sabotare a atras karmă din partea lor. A atras karmă. O situație nedreaptă. Jocuri mentale, în fine. Clarificăm. Hai, dăm și 8 de cupe în trecut îndepărtat. 8 de cupe. Cine e acest 8 de cupe? Sau ce e cu acest 8 de cupe? Iar o să mă lungesc cu etalarea, dar sper să vă clarifice. 8 de cupe. 8 de cupe, te rog frumos. Hai. 2 de monede. Cineva care n-a putut să aleagă. Și din cauza că n-a putut să aleagă, a trebuit să vă părăsească. Sau din potrivă. Ați simțit cu intuiția voastră de scorpion că cineva este între două situații, între voi și altă persoană, între voi și altă responsabilitate, job, oricine poate fi. Și pentru că nu se puteau, sau intuiția voastră v-a zis că e ceva, este un opt, e o legătură karmică, trebuie să vă detașați și să mergeți către nouă. Da. Aici sunteți voi și ei. V-ați făcut griji în trecut. V-a consumat. V-a consumat foarte mult. V-au consumat aceste discuții, această pasiune pentru cineva. 9 de cupe. Clarificăm și mie de curiozitate. Ce ar putea să fie această speranță, această încredere, această euforie? 9 de cupe. Da. Aici e frumos. Pentru că apare și în poziția sfatului, da? Să renunțați la aceste responsabilități și să vă concentrați pe bucuriile voastre. Renunțați la ce vă consumă și mergeți către satisfacții personale. Asta înseamnă vindecare de decepții, da?
Clarifică-mi temperanța, te rog, în prezent. Temperanța. Ce este temperanța? 8 de monede, am văzut munciți. Mai! Ia uite, regina de cupe. Aveți răbdare că vă veți întâlni perechea divină, da? Orice, nu contează zodia, da? Personajul care vă înțelege emoțional, aveți răbdare. Și ca să manifestați, am zis de nu știu câte ori, această dragoste adevărată, perechea voastră divină, trebuie să renunțați la consumul de energie și să manifestați satisfacții. Nimeni nu este atras de un personaj obosit care nu vede decât probleme, griji, responsabilități. Nimeni nu e atras de așa ceva. Toată lumea este atras de acest personaj care este confortabil, da? Zâmbitor, satisfăcut de ce are. Nu vorbesc că este plin de bani, nu, e satisfăcut cu ce a realizat în viața sa. Și aici. Temperanța și regina de cupe. Vindecare emoțională, iar. Și regele de spade și regele de cupe, iar apare. Interesant. Ați putea să fiți voi, cu sentimente profunde și totuși un pic mai sobri, raționali. Ia uite ce e aici, măi, măi. E fantastic, fantastic. Cineva vă iubește în secret. Marea preoteasă și asul de cupe. Probabil un personaj strălucitor, dar nu arată și în curând va începe să comunice, pentru că în acest caz regele de spade este cu sabia în sus. Va începe să comunice. Iar apare semnul leului pentru unii, dar nu obligatoriu. Un personaj strălucitor, puternic, puternic și cu steaua strălucitor, probabil că o fi vedetă, că o fi mică vedetă sau pur și simplu persoana voastră predestinată, cel puțin pentru o perioadă de timp. Opoziția vărsător leu. Interesant. Deci acest personaj simte dragoste față de voi, dar nu a arătat-o, a ținut-o în secret. Și a controlat emoțiile, așa cum și voi faceți scorpionilor uneori, știm bine că și eu am lună, da? Înțeleg cum fac scorpionii. Și a controlat emoțiile, ar putea să fie chiar același personaj sau altcineva, ascultat și mesajul de la început. E o situație toxică de care vă eliberați și o situație intoxicantă în care intrați. Diferență. Toxic și intoxicant. Da. Și acest personaj să vrea să comunice cu voi. Clarificăm, te rog frumos, 10 de bâte. Uf! Ia uite, 10 de bâte clarificat de cavalerul de bâte care apare în viitor, da? Obsedat de ceva. În primul și în primul rând, dacă renunțați la responsabilități, cum s-a zis și s-a arătat și în trecutul apropiat, renunțați la responsabilități, simțiți-vă bine cu voi, bucurați-vă de viața voastră, de tot ce aveți, da, de cupele voastre. În momentul în care renunțați la aceste responsabilități, vine cineva să vă cucerească. Cineva să vă cucerească. Alt mesaj. În momentul în care renunțați la responsabilități, aveți și voi o nouă energie și chef de viață, de a explora lumea. Nu mai stați și așteptați, da, în această vibrație. Nu mai așteptați răspunsuri. Nu mai așteptați. Renunțați la lucrurile care vă consumă și bucurați-vă de viață. Îndrăzniți. Îndrăzniți. Cavalerul de bâte îndrăznește. Dar, repet, poate să fie și personajul din viitor. Îndrăzniți. Uneori nu strică să fim un pic mai aventurieri.
Evident, în limita bunului simț. Clarificăm, te rog frumos, 8 de spade pentru Scorpion, energia exterioară, 8 de spade. Cine e 8 de spade din exterior care suferă 8 de spade? Cine e 8 de spade din exterior pentru Scorpion? Oh, 8 de spade, ia uite, spânzuratul, dar de ce? Suferă pentru că nu poate să exprime ceva, nu poate să se miște, nu poate să vină la voi. Clarificăm, nu, sunt multe. Am uitat să zic că am văzut și îndrăgostiții la un moment dat. Ok. Ia uite, la fel, eu cred că e personajul, da, personajul, ia uite. Personajul pe care l-așteptați aici, pe care l-aveți în suflet. Și voi simțiți acest personaj. Nu mai contează zodia, nu mai contează posibil semn de aer, de pământ, nu contează. E o situație care vă ține pe loc, stagnează, stă pe loc. Și acest personaj suferă, da? Suferă, că nu poate să manifeste, da? Din lipsă de bani, din niște probleme care țin de relațiile lor cu altcineva, probleme profesionale, da, așteptare, stagnare, cușcă mentală, ce să vă mai zic, da, programare mentală. Dar eu așa simt. Simt că acest personaj nu poate să manifeste cu voi și din cauza asta și ei suferă. Și ce e problematic la ei? De ce nu pot să manifeste? Pentru că nu au căpătat iluminarea. Urmează să capete iluminarea. Când o să primească această lumină, când o să fie suficient de deschiși să primească inspirație pe cale divină, prin rugăciune, prin vis, prin meditație, atunci or să înțeleagă ce au făcut, cât au stat, cât au pierdut, da? Diferite chestii. Și voi așteptați să vină acest personaj, nu mai așteptați, aici e provocarea, nu mai așteptați. Lăsați acest personaj să se ducă, da? Acest personaj, 7-8, da? Să se ducă. Reechilibrați-vă, găsiți-vă valoarea, vindecați-vă și mergeți în momentul în care vă vindecați, mergeți către perechea voastră divină. Aici e provocarea. Clarificăm faetonul, te rog frumos, în poziția fricilor. Hai sănătate, mura, noroc. Clarificăm faetonul în poziția fricilor. Da, ia uite, justiția. Că nu puteți să mergeți către o balanță, că o balanță nu poate să vină, iar o călătorie înspre voi, posibil. Sau, dacă nu-i balanță, balanță rac, asta e teama voastră. Și dacă stați în teamă, veți manifesta teamă. Nu puteți merge către destinul vostru. Steaua este, repet, poziția fricilor, din cauza unor relații karmice. Dar eliberați-vă, dragii mei, eliberați-vă. Așa a fost vorba la început, că vine acea moarte peste relațiile toxice și transformați. Ia uite, 8 de spade, exact aceeași poveste de aici. 8 de spade, 8 de spade. Clarificăm, te rog frumos, 3 de, 3 de monede, confuzii. Opțiuni. Opțiuni, da. Aveți multe variante cum să vă reconstruiți, cum să renașteți. Ia uite ce frumos, iar apare soarele. Soarele care vine undeva aici în viitor. Într-un mod trăsnet. Vai de ce frumos, iar. Temperanța, 6 de cupe. 6 de cupe steaua. Acest personaj vă simte. Cât timp voi vă vindecați, se manifestă într-un fel sau altul, astrele, îngerii, vă aduc împreună, într-un fel sau altul. Probabil că ați fost la distanță, că steaua înseamnă distanță, dar într-un fel sau altul această distanță, ia uite, se dărâmă distanța asta, adică veniți mai aproape. Steaua care este o energie destul de neatins, se manifestă brusc printr-o trezire, printr-o căldură. Repet, poate să fie un personaj care vine în viața voastră.
Un personaj care vine într-un mod trăsnet în viața voastră și vă trezește la o nouă viață, cum a zis mai devreme, nouă viață. Probabil că la locul de muncă acest personaj o vede lucrând sau simte că poate să colaboreze cu voi. Și după cum e mâna de bucuroasă, s-ar putea să fie și bucuroasă, bucuroasă să vă descopere. Și este parte dintre opțiunile voastre. 7 de cupe, asta înseamnă. Aveți niște opțiuni și acest personaj este parte din opțiunile voastre. Mai dăm totuși o carte. Clarificăm. 3 de monede și 7 de cupe. Uf! Ia uite! Flacăra voastră geamănă pentru unii, posibil. Multe emoții, stare de euforie. Am zis că e intoxicantă atmosfera dintre voi. Și cam așa se întâmplă când e cu scorpionii, da? Intoxicantă e. Și atracția, dar și emoțiile. Da? Ia uite, soare, asul de cupe, aici 10 de cupe. Ce poate fi mai frumos, da? Și atracție suficientă cât să creați ceva consistent. 4 de băte. Flacăra voastră geamănă. Că tot se vorbește despre flăcări gemene. Și eu la un moment dat m-am documentat atâta despre flăcări gemene încât m-am săturat. În fine. Da, ceva se întâmplă. Clarificăm, te rog frumos, nebunul în viitorul îndepărtat, apare acest zero, moment zero, nebunie. Aveți încredere să riscați, da? Să explorați viața, pur și simplu. Vreți să pășiți așa necunoscut și cu încredere să ziceți, Dumnezeu mă protejează. Interesant. Acest nebun a fost clarificat cu diavolul și 5 de spade. Pe de o parte, voi vreți, cu orice chip, să scăpați de energia toxică din trecut despre care am vorbit mai devreme, de relațiile karmice, de ego-ul cuiva. Nu contează zodia, toate zodiile pot să manifeste ego. De altă parte, posibil cineva vine în viața voastră obsedat și determinat să vă câștige, să vă cucerească, dar și dispus să facă și niște strategii pentru a vă cuceri, dar nu prea îmi place. Nu prea îmi place. Ia, clarificăm 5 de monede. Clarificăm 5 de monede. Da. Vreți să renunțați, judecata, judecați corect. Vreți să renunțați, în primul rând, la cei care v-au zdruncinat potențialele. Vreți să vă detașați de aceste personaje. Pe de altă parte, am zis că este foarte posibil că aveți de 2 ori, 2 de 8, să vină cineva, dacă voi v-ați transformat emoțional și vreți să scăpați de, da, să o luați de la zero și să lăsați în urmă situațiile toxice, cine vine în viața voastră? Am zis că sunt niște flăcări gemene, da? Flăcări gemene, da? Personajul care vine și acel personaj a trecut prin foarte multe și vă poate înțelege și vă poate susține.
De ca și când acest personaj vine, repet, să vă susțină și să vă oferă bâta. Să, uitați, personajul acesta are o bâtă, da? Aici este bâta. Energia. Asta înseamnă bâtă. Înseamnă energie, vitalitate. Vine cu energia sa și cu optimismul său să vă susțină. Așa simt cărțile. Ar putea să fie chiar aici ei. Tot așa, renunțând la responsabilități și găsindu-și fericirea în ei. Și atunci cine te poate ajuta decât cineva care te înțelege, da? Și cinci înseamnă schimbare de energie, se schimbă situația, nu mai vă simțiți înfrigurați, vă simțiți susținuți. Vă regăsiți speranța, încrederea, da? Încrederea că puteți să riscați și să scăpați de aceste energii negative. Pentru că apare judecata. După 10 de spade. Oricine vine în viața voastră trebuie să vină transformat. Pentru că un om care nu a experimentat măcar o parte de suferință și de bucurie și de creștere și de strădanie prin care o parte din experiența voastră nu vă poate înțelege. Înțelege și voi, da? Cine vă poate oferi fericire, dragoste, pasiune, dacă nu tot un personaj care a trecut prin ce ați trecut și voi? Mai dăm o carte pentru 8 de cupe. Cine e acest 8 de cupe? Clarificăm 8 de cupe în viitor. Vă tot o regină de bâte. Partenerul vostru divin. Într-un fel sau altul, pentru unii. 8 de cupe. Clarificăm 8 de cupe în viitor. Cine e acest personaj care vine? Vine. Mai dăm o cupă. Vine după o perioadă de blocaj. Vine rănit și trecut prin multe războaie și multe bătălii. Vine dispus, acest personaj vine dispus să comunice și să clarifice o confuzie, să aducă soarele după ce s-a stat într-o neînțelegere. Are această trezire spirituală referitor la legătura profundă dintre voi. Ia uite, temperanța și tot așa. S-a vindecat. Vă vede sufletul și își dorește să comunice. Să-și comunice și bucuriile, și fricile, și tot. Da. Împăratul, perechea voastră divină. Iar, semn de foc în mod special, dar nu obligatoriu. Nu obligatoriu. Cam atât deocamdată, mă, și întreb cum să pun titlul la acest set de cărți, la această etalare. Oricum, intent și pentru voi. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Sper că v-a plăcut. Vă pup. Pa, pa!